bucur extrem de mult că am putut câștiga acest joc de reward. Mă bucur că am putut aduce 3 puncte plus al 4-lea de la ștafetă. Cred că astăzi a fost cea mai bună zi din competiția asta, 4 puncte aduse. M-am simțit bine de când m-am trezit. M-am simțit plin de energie, încărcat. M-am rugat puțin, am simțit că Dumnezeu este cu mine și cu echipa. Incredible! Darling, altă ești viață! Noi. Mamă! Hai, băi, e bine! Sincer, de când am plecat de acasă, cumva am vizualizat și zic, orice ar fi, îmi doresc foarte mult ca în primul joc în care intru, echipa mea să câștige. Mi-am dorit foarte mult treaba asta și o vizualizam și mă tot gândeam, zic, Doamne, te rog, hai să câștigăm primul joc, vreau să-l câștigăm. Mi-ar fi plăcut să-l cunosc pe Starling. Chiar mi-ar plăcut să-l cunosc. Da. Dar cu vibe bun că ați venit. Și ați venit cu un vibe bun. Am câștigat. Felicitări pentru puntele adise. Felicitări pentru intre. Care fiecare dată ne reglează data viitoare. Câștigăm ceva de care. Câștigăm ceva la mutare. Și așa că felicitări și bine ați venit. Ne bucurăm de energie și vibe sănătos în primul rând și am fost primit de echipă foarte frumos. S-au bucurat de venirea noastră, deși cumva mă gândeam că vor fi un pic triști să vadă că nu s-a terminat competiția sau că nu urmează să termine competiția pentru ei și că cumva am mai venit și noi pe capul lor. Na, mă, că au venit așa niște mici carpaccio, un ceva așa de degustare. E carpaccio de ceva. Here, nu e, astea sunt așa pentru toți. Da? Nu. Să vină toate și după aia mâncăm, ba da. Alea sunt pentru toți. Alea sunt pentru toți. O gustare. Astea sunt gustări. Chiar dacă astăzi este prima zi în care am venit, simt că fac parte din această echipă și ei ne-au primit și ne-au arătat că facem parte, m-au primit și mi-au arătat că facem parte din această echipă. Cu siguranță o să ajung să-i cunosc mai bine în perioada ce vine, următoare. Referitor la ce te-am auzit la joc, chiar sunt curios să te întreb iar și pe tine și pe Bogdan, cum se simte Survivor aici, în realitate, față de ce ați văzut la timp? Nicio treabă. Deci mie mi-e rușine de când nu comentam acasă, efectiv. Deci când comentam la toată lumea, zic, bă, n-ai văzut aia, cum o să dai aia pe jos, cum o să faci? Mama, și azi eram... Așa, căzusem asta, eu nu mai știam, zic, de unde iau alea, toți lumea zic, bă, eram, zic, mamă, deci fix acela, pentru final, când mă uitam, găseam eu, știi, bă, mă, ce dracu, nu am văzut asta, aia, pare foarte ușor de acasă. Da. Prima zi de Survivor mi s-a părut incredibilă. Sincer, am avut emoții foarte mari la primul joc. Cumva aveam speranțe că o să-l câștig, mi-am subestimat un pic adversara nou venită din cealaltă echipă. Dar nu m-am lăsat demoralizată, deși m-am tot împiedicat pe traseu și nu mă așteptam să fie chiar atât de greu. Bravo! Cu acest sigur, băi, da. Oh, băutură! I have one friend with me here and he wants a beer too. He's from here, from Santo Domingo. He's on the toilet. Vreau să știe Starling că e și el cu noi. A avut locul lui la masă, îl țin cu mine, îi dau să mănânce, îi dau să bea și rămâne cu mine până la capăt, până în finală, bro. Și vreau să-ți aduc asta cu gust de victorie. Toată lumea care a venit după ei aici a împărțit și a dorit să le ofere un pic mai mult, că te simți așa un pic. Eu totuși am venit cât de cât mâncată din România, cât de cât odihnită, cât de cât ok.
Dar ei am văzut că au mâncat tot din farfurie, deci abia aștept să văd ce înseamnă într-adevăr foamea aici la Survivor. Mamă, Doamne, cum arată! Ce este numele mele? Mamă, să încerc cu bețele. Hai. Dacă nu mă descurc cu bețele... Poftă bună! Poftă bună! Poftă bună! Tot felul de chestii, a fost o masă bogată și am mai și împărțit de la unul la altul. Am mai dat eu un Chicago, am făcut schimb cu ceva Philadelphia roll. Am mâncat din toate, sincer. Am mâncat un carpaccio, am mâncat somon. Am mâncat de toate. De toate am mâncat. Extraordinar de bun. Bă, la unică, îți place aici? Păi, la mine acasă. Da, zi-mi un pic. Aerul condiționat din ce parte? Uite de aici, de aici. Nu, de partea aia, că l-am schimbat eu. Fiind nou și fiind faimos și mai cunoscut în țară, m-am gândit că o să fiu oarecum, nu o să mă integrez în echipă, dar din prima m-am înțeles foarte bine cu ei, dintre cei mai drag dintre ei, în momentul de față, e Culiță. Te învăț cum să faci și cocosul la prăjit, că și pe mine m-au învățat. Da? Da, e delicatesă. Aici ai foamea. Da. Ăsta e inamicul numărul 1, după care... Mi-am dat seama de când v-am văzut, de când ai cifrit m-am dat seama. Se vede pe noi, nu? Dar nu invers, acum, adorul de casă îmi plăia foamea. Am vizat la mine și mi-aș zis ceva de mâncare, de carne, de astea, că mă încep. Și avea fața aia, gen, zic, vrei să mă mănânci? Îți dau ceva din mine, o parte. Păi am și avut o discuție zile trecute, da. Cum ar fi să tai o bucată din om? Ah, deja voi adică v-ați gândit la Zanile are pe astea. Când ne jucăm mima și astea, tot zice, mimez un călcâi, mimez un organ, mimez un ficat, o inimă, da, o ceva. Da. După ce au văzut cum mă descurc pe traseu, am început să interacționăm și m-au primit chiar neașteptat de bine. Hai să mai spargem un cocos. Mi-e foame rău. Bă, chiar avem? Vreau să încerc. Avem. Hai să încercați și voi, da, să vedeți voi, dacă... Ca să e micul dejun, prânz și cina. Da, cam ăsta e. Imediat ce am ajuns în junglă, colegii mi-au făcut botezul, mi-au făcut primirea cu o nucă de cocos. Cam asta va fi masa mea dimineață, prânz și seară. Mamă, bă, nu faci de asta, mă, ce ai? De ce? Păi așa se face. Așa dai. Da. Dacă-ți dai mâna. Nu, da, mă. Păi, o să înveți. Haideți aici, vine-o cu mă, că poate ați obosit. Haideți să vedeți. Eu nu o să pot să fac asta, că las pește fața. Nici eu. Trebuie, m-am avut și eu. Eu, sincer, eu o să mă apropii de toți, pentru că nu vreau să marginalizez pe cineva sau, adică vreau să văd fiecare ce poate, ce face, cum e, dar în același timp eu o să evit să fac coaliții, pentru că mi se pare că nu am de ce să fac asta, eu am venit pentru mine. Aveați mai multă încredere, poate, Ștefan sau Culiță, că veți aduce voi punct, că știu că la un moment dat era vorba să intrați voi. Nu știu, eu exact am zis că nu, pentru că nu eram așa rapid ca Mariu și am zis că să meargă Sebi, dar probabil, nu știu. Trebuia să intru la ștafetă, așa a fost vorba, că să intru eu sau Ștefan. Ulterior m-am gândit că dacă o să meargă Mariu la ștafetă, am zis că el este mai rapid decât mine, o recunosc. Mi-am permis să-l întreb pe Culiță, zic, bă, te simți în stare? Da, te simți ok? Așa e. Bă, și ăsta, omul mi-a zis, bă, ai fost mai rapid, du-te tu. După care a venit... Și foarte smart, Culiță, din partea ta. Și știi, dacă așa trebuie să fac și eu. Dacă nu simt, scuze-mă. Eu am luat-o matur, ce-am luat-o logic. Mai bine, dacă mai bine, dacă mai nu simt, mine, dacă simt nu suferic, se supără nimeni. Zic, da. Nu se supără și nimeni. Și la final am dat și eu bine și el. Cine a alergat cu Marius? Eu și cu Culiță. Automat că am luat cuvântul și l-am întrebat pe Culiță, bă, te simți în stare? Când o să revină Cindy, nu o să avem fată să ajungă înainte. Ne trebuie o fată rapidă, pentru că de ce zic asta?
Voi nu mai aveți presiunea de a da la final, pentru că dă băiatul. Au fost dăți în care am ajuns la lasă, au fost dăți, noi vorbim de mod general. Tu ești mai rapidă ca Cindy să-mi spui tu mie lucrul ăsta acum. Ok. Nu ești niciodată mai rapidă și nici n-ai fost. Știu. Abia aștept următorul joc și abia aștept să câștige și colegii mei, să mănânce și ei ceva, să-i văd fericiți, pentru că i-am văzut destul de dezamăgiți după meciul de astăzi. Ați venit la noi acasă. La voi acasă de acum înainte. Aceasta este baraca noastră. A, ce părere aveți? E pe bune acum. Da, chiar e pe bune. Da, și nu e deci cum credeți spa- acasă. N-aveam spaturi, nu puse aici și dormeați. Am înțeles. Sartele, uitați-ne acolo. O pătură. Și mama astea liniștită, zic că au ei paturile acolo după. Colegii ne-au privit neașteptat de bine. Sincer. Adică eu... sunt un om așa care merge pe emoție, dar încerc să fiu și foarte obiectivă. Eu nu știu dacă după 4 luni de zile aici, cum nu știu, sunt Albert și Sorin, mi-aș mai fi dorit să mai văd alți oameni noi și să mă gândesc, Doamne, când s-o termina emisiunea asta. Ziceți mersi că am câștigat saci ăștia de dormit, că sunt ok, adică... De altfel, nu i-am pe mine. Hai să-mi arăt unde să dăm, o să dăm între mine și Maria. Hai să-ți facem patul. Hai să-mi faceți patul. Fac și-o patul. Colegii ne-au primit cum ne așteptam, cum ne doream, de fapt. Cumva noi ne-am gândit pe drum... Ne gândeam, băi, când ori vedea ăștia că venim acum iar alți patru inși și ei se gândeau că poate mai un pic și pleacă acasă, o să fie un pic demoralizați. Deci ai că vrei să te antrenezi, da? Da, clar. Avem și de asta de antrenament în spate, îți arăt după aia, după ce zi la lucru. Aveți în spate? Păi da. Mamă, suntem aici că la armată, ești de mult și... E tot ce trebuie, la armată, da. Sacul dormit, Danu. Granița în spate. Dimineața se trezește, te trezești, te speli pe față. Intri în mare, te antrenezi un pic, tracțiuni flătări abdomene, dă drumul la joc. Bun, perfect. Eu n-aș mai vrea să plec de aici, sincer. Adică când am ajuns prima oară pe insulă, stăteam așa la marginea apei acolo, mă uitam, zic, Doamne, ești foarte norocosă, măi, pentru ce ți se întâmplă. Uite-te și tu ce privești, uite-te unde ești, ce se întâmplă în jurul tău. Am fost așa... Nu știu, a fost overwhelming, să zic. Abia aștept să mănânc prima recompensă câștigată pe mintea mea, pe capul meu, pe inteligența mea. Vă mulțumim pentru vizionare! Nu uitați să ne urmăriți accesând linkul de aici, mai multe clipuri aici sau aici.